hit music playlist. Impulse. Louder, louder. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Bună dimineața, uite cum s-a făcut ora 8 și sunt curios, e lumina afară? Nu știu, la noi aici nu se vede. Noi nu avem un geam în studio, adică avem niște geamuri, dar sunt desenate. Sunt mișto. Dar vă rog să-mi dați un link. Vorba păi intră tu, că nu știi cum ai văzut ninge, da, și dă-mi un link să văd. Vorba aia, nu contează, aducem știri în schimb în casa voastră, în mașină sau în bucătărie sau la serviciu, nu știu de unde ne ascultați, la ora asta vine Cosmin Cernat, este pregătit cu știrile orei. Neața! Bun găsit la știri! Parcarea din Pantelimon, făcută de Primăria Capitalei cu 13 milioane de euro, zace plină de deșeuri. Inaugurată cu mare fast anul trecut, e acum vandalizată și ocupată de mașini abandonate. Deși la parterul parcării este amenajat un terminal STB, acesta este evitat de șoferi. Călătorii susțin că transportul public suprateran nu e eficient, iar metroul este peste mână. Stația de metrou Pantelimon se află la o distanță de 500 de metri de parcare. Circulația pe podul de la Brăila va fi deschisă și pe timpul nopții din 30 noiembrie. Podul poate fi închis în caz de vânt foarte puternic, dacă senzorii ar indica acest lucru, sau în condiții de viscol, cu vizibilitate mică sau foarte mică. Românii se vor confrunta și anul viitor cu scumpiri, chiar dacă promisiunile anunță majorarea pensiilor și a salariilor. Pe lângă creșterile taxelor și impozitelor, prețurile alimentelor vor fi și ele modificate, în contextul în care deja în 2023 scumpirile au fost în lanț. Guvernul va crește accizele la alcool și tutun din 1 ianuarie 2024. Dulciurile vor fi și ele scumpite dacă vor avea peste 10 grame de zahăr pe 100 de grame. Judecătorii din Gorj au condamnat o româncă la 5 ani de închisoare pentru că a păcălit un italian. I-a promis acestuia că se vor căsători, vor întemeia o familie și a cerut multe sume de bani. În plus, ea va trebui să plătească 675.000 de euro bătrânului italian. Bărbatul susține că a rămas plin de datorii și fără locuință după povestea de amor cu românca. După comenzile de Black Friday, 3 din 10 colete ajung înapoi în depozit, arată datele unui mare retailer online. Cele mai multe retururi s-au făcut la rochile de damă, la pulovere, pijamale sau blugi. Termenul de retur pentru orice produs comandat online este de 14 zile, iar pentru cele achiziționate din magazine este stabilit de fiecare operator. Ninsorile au continuat să apară la munte, motiv pentru care administratorii pârtiilor au început să pornească tunurile de zăpadă artificială. Astfel, turiștii sunt așteptați pe pârtii în mini-vacanța de 1 decembrie și au rezervat deja camere la munte pentru această perioadă, iar dorința tuturor este ca vremea să se mențină rece. Scandal în lumea rap-ului. Iubitul Rianei va fi judecat pentru că și-a împușcat un fost prieten anul trecut. Procurorii spun că acesta a tras cu arma de 2 ori în direcția victimei, care a suferit doar o rană ușoară. El riscă până la 9 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Acestea au fost știrile. Vă mulțumesc! Dimineața pe 2! Dimineața pe 2! On Impulse Radio. Ai văzut scumpiri, scumpiri? Și de la anul mi-a plăcut și, mă rog, nici nu pot să zic că nu mi-a plăcut. M-a amuzat știrea aia cu românca, nu știu cum l-a păcălit pe italianul ăla. I-a cerut sume de bani. Cu îndemânare, calm, precizie și mult farmec. Păi da, cred că a fost vorba și de farmec, da. Păi altfel nu se poate, s-a dat cu farmec. Dragoste cu farmec, dragoste cu năbădăi, să zicem așa. Era fără năbădăi, ci cu voi, dragii noștri colegi de emisiune. Și cu noi. Da, voi sunteți colegii de emisiune, niciodată nu zicem ascultători, fiindcă și noi ascultăm de voi, nu doar de noi. Avem niște chestii foarte interesante, vorbim și despre Black Friday și despre mulți bani și despre multe altele. Ora asta, rămâneți aici. Dimineața pe 2. Se aude la Radio Impuls România, vă spunem că avem o super toamnă în difuzoare și suntem cu incubatorul de cadouri în brațe. Din incubatorul de cadouri pe 8 decembrie iese o mașină.
Da? Aveam o mașină. Este un concurs care îți aduce în fiecare dimineață un espresor de cafea. Este tot aici, ce ai de făcut. Spatele meu. Aici. Tot ce aici. Ai de făcut este să te înscrii în aplicația Radio Impuls. Noi te sunăm în fiecare dimineață, trebuie să răspunzi cu ascult Radio Impuls, să spui cuvântul cheie al dimineții care este cască. Sau căști. Cască. Este căști. Căști. Cască sau căști nu contează, după care urmează o mică întrebare, provocare și te-ai făcut cu espresorul, ca să nu mai zică pe 8 decembrie, cu o mașină. Mașină. Da? Abia aștept emisiunea. Ne facem cu o super dimineață. Acum. Așa facem. Rămâneți aici. Dimineața pe noi. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Ora 8 și 9 minute. Dragul da, meu, salutare. Neața. Iată-mă, colegul meu, Cosmin. Nu e nicio problemă. De Black Friday. Eram așa, aveam un avânt. Să vorbesc, să zic, să... Și vorbim de Black Friday. Da, de Black Friday românii au dat lovitura. Românii? Care au avut noroc. Auzi, dar m-a sunat colegul meu de bancă, stă în Italia, la Roma, ți-a mai povestit despre el, locuiește acolo și zice, ei îmi spun Sile, ce mă Sile, zice, la voi a venit Black Friday? Zic, da, de ce mă? Păi zice, la noi nu e. Zic, cum mă, nu e Black Friday în Italia? Omul vrea să-și ia un aspirator. Tu stai mai mult în Italia, e Black Friday? Mm, nu, e? Nu ți minte. Nu e, da? Nu prea, trebuie să fie. Nu prea e. Mai e pe online, dar nu e așa un fenomen cum e la noi. Ah, ok. Eram deci nu e. Curios, voiam să verific. Păi să-și ia din România. Așa i-am zis eu. Mă duc eu în iarnă în Italia, îi l-aduc. I-am zis, da. Deci de Black Friday românii au dat lovitura și curierii au dat lovitura în sensul în care au avut mult de livrat și normal. Au încasat și acolo un tips. Nu știu de ce noi spunem șpagă, fiindcă tips înseamnă un fel de... Bacșiș mai există. Da, dar noi zicem șpagă. Noi șpagă, da, când dăm un tips, care tipsul de fapt este o recompensă, noi o dăm cu șpagă. Dar fii atent, cu un curier a dat lovitura de Black Friday. Tânărul de 21 de ani din Maramureș, mai precis din Sighetul Armației, ce a făcut? Deci a adunat banii. A adus colete. Banii de colete. Așa. Știi că e plată ramburs. Da? Uh-huh. Așa. A adunat banii. Luni seara s-a întors la o firmă de curierat, da? Așa. În Baia Mare, unde a parcat mașina în parcarea societății comerciale. Ce frumos sună. Așa. După care a plecat. A plecat cu suma de bani pe care a colectat-o. Gen, ups! Înțelegi? Ups! După care administratorul și-a dat seama că tânărul nu mai vine la el cu banii, fiindcă tânărul, ce crezi, a parcat și a fugit cu 150.000 de lei. 150.000 de lei? Da, măi, într-o zi atât încasase. E o găleată de bani, da, cum zic eu. Da, dacă împărțim că... la 5, sunt 30.000 de euro. Wow, da, nu m-am gândit. Da, deci... 30.000 de euro. Faza este că tânărul a fost prins în cele din urmă de către polițiști, dar ce crezi, nu mai are niciun man. Cum nu mai are niciun man? Nu mai are. Da, bine, asta e o... Nu mai are. E o practică, nu, e o practică a hoților, mai ales în țările sărace. Da, el e hoț amator, îți dai seama, el pleacă așa. Deci el vine cu încasările, lasă duba și fuge cu încasările. Fiindcă după aia știi unde s-a dus acasă. Înțelegi? Măi, s-a dus acasă. Și polițiștii s-au dus acasă... Poliția! N-a deschis nimeni, n-au spart ușa. Nu? Nu, el era ascuns într-o cameră, stătea acolo, tâng, cu lumina stinsă, păi cu mințel. Și, păi și banii? Știi? Păi și banii nu se știe unde sunt. Că ulterior a fost prins de către polițiști și ce credeți? Nu mai are niciun ban. Trebuia să zic că am cumpărat ceva de Black Friday cu ei și n-a venit încă curierul. Deci bani nu am nici produse. Mie în Republica Dominicană mi-au furat niște bani din casă, știi? Și okay, m-am dus la poliție, nu știu ce, nu știu cum. Și ăla a fost foarte simpatic. Mi-a zis, zice, hermano, senior, zice, păi ce, noi pa, mă-l prindem dacă vrei. Dar n-are rost, zic, cum adică? Păi zice, banii nu-i mai găsim. Stai liniștit. Zice, da, păi îl găsim, dar banii și nu. Și tu te-ai gândit să-i fac un rău săracului om. Lasă, nu, mai bine. Da, bine, nu l-au găsit. A zis ei că-l prind, dar nu l-au prins. Tot despre furturi o să vorbim imediat, dar de data asta este mult mai interesantă chestia. Vorbim un pic despre parole. Abia fiți aștept. Am un AI, am un calculator, un computer cuantic. Am un site unde poți, l-ai luat de la, unde poți de să verifici ocean. O chestie legată de parole este foarte tare. Vă zicem și care sunt cele mai folosite parole în România. Da, da. Și pregătiți-vă că am o chestie tare rău de tot. O să-l testez și pe Cosmin. Te rog. Să vedem cât de inspirat este. Ia să vedem. Tot în câteva minute, rămâneți aici. Dimineața pe doi. Impulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Impulse Radio.
Vibe Station. Bună dimineața, ora 8 și 15 minute. Vreau să vorbim un pic despre parole. Eu îmi schimb parola. Problema este că la un moment dat îmi uit parolele. Ai mai multe? Și da, n-am numai una singură. Și Google Chrome are o chestie, Google în general mă avertizează. Datorită unui leak de securitate, unei scăpări, nu știu ce, parolele la nu știu câte conturi sunt compromise, schimbați-vi-le și așa mai departe. Da. Și trebuie să mă apuc să născocesc o parolă complicată și să o țin minte și să așa mai departe. Dar am găsit cea mai tare chestie. Deci am găsit un site care îți testează parola. Și asta zice așa. Mi se pare. Deci, în ce fel? Adică ce face el? Adică tu introduci parola. Așa. Da? Și este aici un AI, un algoritm, care calculează cât i-ar lua unui calculator. Că știi că hackerii folosesc niște calculatoare cu niște programe care rulează în continuu și încearcă să -ți spargă parola. Cât i-ar lua unui hacker cu un calculator performant să îți spargă parola? Așa. Da? Zi-mi o parolă pe care ai folosit-o, da? Pe care am folosit-o, hai să spunem Cosmin cu C mare. O secundă, deci Cosmin, da, cu C mare, cu da. C mare, așa? 1972. Da. Semnul exclamării. În 400 de ani. Yes. Deci parola ta ar putea fi spartă în 400 de ani, Cosmin. Am înțeles. Eu am avut la un moment dat parola, fii atent, parola este secretă. Asta a fost parola ta? Da. Parola este secretă? La un moment dat, de mult. Da. Parola este secretă cu litere mici tot. 800 de mii de ani. Da, parola este secretă. 800 de mii de ani, așa îmi dă pe cuvântul meu. Deci, eu cred că... Cât de tare! Deci unui hacker cu un calculator performant care să ruleze în continuu algoritm să spargă parola, iar lua unui hacker 800 de... 800.000... Da, 800 de mii de ani. Vai, cât de tare! Eu abia aștept să ne cred scrie... Cred că mă întorc la parola este secretă. Ia zi. Auzi, mi-ar plăcea să ne scrie niște băieți de la Cyber Security să ne zică ei cam cât de repede să sparge parola și sunt tare curios. Hai să facem, hai să facem un test, da? Hai. 0754222999. Dați-ne o parolă. Atenție, nu trebuie să fie parola voastră actuală. Da. E un pamflet. Exact. Da, glumim, da, Caterinca, cum se zice, da? Înțelege? Și noi folosim algoritmul ăsta, site-ul ăsta pe care am intrat, care imită sau cum să zic, simulează în cât timp poate fi spartă parola ta. Este How Secure Is My Password. Cât de sigur este parola mea, este How site-ul ăsta. Și vă zicem și care sunt cele mai ciudate parole pe care le folosesc românii. Uh-huh. Vrei să zic una? Hai zi. Viață veșnică 26. Vorbesc serios, conform statisticilor, vorbim. Da. Uite, mai caut și eu câte publicitatea și... Viață veșnică 26. Nu m-am gândit niciodată la asta. O să o verific pe site-ul ăsta al nostru în câți ani sau sute de mii de ani poate fi spartă parola asta, da? Hai, așteptăm, facem o provocare. Parola voastră, bineînțeles, una pe care ați folosit-o, nu mai folosiți. Da. Și o testăm live... Cât de greu este de spart, da? La 0754-222-999. Puteți să ne dați și mesaje audio, de ce nu? Că știm să scriem și după dictare sau mesaje scrise ne întoarcem. Neața! Dimineața pe doi. This is... Ora 8 și 29 de minute, 8 și jumătate, pe acolo suntem. Și vorbim despre o problemă foarte, foarte serioasă în condițiile în care eu cunosc... Cunosc influenceri celebri sau influencerițe, mai mult sau mai puțin celebre, a căror cont de Facebook, de Instagram a fost spart. Spart, da. E foarte simplu, eu butonez aici parole, ca să știți, da? Da. A fost spart, de ce? Pentru că parolă, nu știu cum, slabă, pentru că nu și-au pus nu știu câte sisteme de alea de a te loga și așa mai departe, iar vorbim un pic despre parole și chiar parolele voastre, avem aici un calculator cuantic, un AI, care simulează. Nu știu unde ai găsit tu chestia asta, dar mi se pare foarte funny. Fii atent, cât de sigură este parola ta? Adică introduci parola și el îți spune, unui hacker cu un calculator performant i-ar lua atâția ani, atâtea minute, atâtea ca să spargă parola, da? Fii atent. Așteptăm ce exemple cineva de parole de la voi și o să vă zic și cele mai folosite
folosite parole la nivel mondial și cele mai slabe parole. Mm-hmm, dar hai să zic că dau un mesaj și după aia te las. Zice, cred că Andrei, după ce ați pus parole pe acel site, deja au devenit vulnerabile. Hai mă, că nu punem parole, nu punem parole reale, da? E o joacă. Pornim de la o parolă pe care o folosim, să zicem, și schimbăm câteva lucruri acolo, da? E o joacă. Ți-am zis, eu aveam parola e secretă și aveam 800 de mii de ani. Și la mine, la mine nu mai știu. Matei 1, 2, nu știu cum era, nu Matei, era Cosmin 1, 2. Nu, am pus, nu era Cosmin 1972. Da, la tine era vreo 4000 de ani, dar lasă că este bine. Fii atent. Deci eram bine și eu. Da. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne zice aici. E un institut de asta de cyber security care a cercetat problema, zice așa. Este în continuare parola cea mai slabă și cea mai folosită din lume. Va. Îți vine să crezi? Ci că dintre cele mai folosite 20 de parole din lume, ci că 17 pot fi sparte în mai puțin de o secundă. Înțelegi? Hai să văd 1, 2, 3, 4, 5. Bag aici la calculatorul meu cuantic 1, 2, 3, 4, 5. Îți zice instant. Pe bune? Instant, da, cu un calculator. 6, hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tot instant. 7, 8, 9, 0. Instant. Da, ia, nu, fii atent, pune, ia pune 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Instant. Și 0, da? Da. Instant. Va. Instant, instant, instant. Ce ai? Stai un pic să luăm mesaje de la voi. Zicem, hai să zicem bună dimineața, da? Da, nu e adevărat. Am prieten, e de ajuns că intră în două secunde și știe și parola și tot. Exact ca... Așa. SRI-ul și Cadicotul imediat, două secunde, deja e și pe Facebook-ul tău. Nu-ți face griji de așa ceva. Primul lucru. Și al doilea lucru, parola mea e București 112. București 112, da? Ia să punem, hai, hai să hai încercăm. Să... Deci avem un ascultător, ne-a dat o provocare. Hai să vedem, deci București... Bine, dar ne-a dat o provocare și ne-a zis... 112. 3 ani. 3 ani. În 3 ani, da. E bine, 3 ani. E bine, e bine, 3 ani. Să stea un hacker cu calculatorul să meargă la non-stop, să consume curent. 3 ani e bine, dar nu este perfect, da? Hai să vă mai zic la nivel mondial. Ce parole mai avem, da? Deci, americanii, ci că folosesc cuvinte grosolane. Da, da, mai urât așa, nu? Da, mai da, nepotrivite. Ci că una dintre cele mai folosite parole în state este shitbird. Shitbird? Da. Really? Really, really. Ok. Hai să verificăm la calculatorul nostru cuantic. Shitbird, cât îi ia? 5 secunde. 5 secunde. Uite, mamă. Ne zice Diana... Zi parolă că sunt pregătit să introduc aici. Ia bagă, hai. Zice 7 de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 0. De 0. Da? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fii atent. Asta ar putea fi spartă de un calculator cu un hacker, da? În 200 de microsecunde. Uite, cineva ne zice, care pare să că e hacker, știi? Zice, eu știu să sparg parole complicate de genul celor de la routerul de Wi-Fi, JSDD85HD, și în câteva minute le sparg. JSDD cum? Nu, nu știu, JSFFDS85HSTRV. Și că le spargi. Aoleu, mie asta îmi dă 400 de ani. Păi, el zice că le sparge nu, că el le sparge altfel, nu, el nu află parola, el practic sparge protocoalele de securitate, înțelegi? E altă combinație aia, deci el nu ți află parola copy-paste, nu, 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 el sparge protocoalele de securitate, intre pe ușa din dos, cum s-ar spune, da? Stai să mai auzim ce mai zic ascultătorii și mesaje audio de la voi, spunem bună dimineața! Bună dimineața, oameni buni, vă salut, mai este uitruite! Salut! Oameni buni, oare dacă ar fi așa, Mihai... Aghi, Dariu, tot cu litere mici și legat, cam în cât timp, nu știu, nu pot să-mi dau cu seama. Mihai Aghi, da? Așa a zis, da? Acum aflăm Mihai, zis, da. Întrebăm computerul nostru cuantic, 2 minute. Da, Mihai, Mihai tată, Aghi, tu ești costivuitorul, el înțelegi? El a zis, dacă ar fi, atenție, noi nu vă cerem parolele, că nu e frumos. Hai mă, că e o joacă să ne spunem oamenilor, da. Exact, e un pamflet. Deci, Mihai Aghi, sper că ți-am răspuns, din păcate, în 2 minute, contul tău e ca și cum n-ar mai fi. Nu avem ce să facem, mergem mai departe. Hai să auzim, spunem bună dimineața. Neața băieți, parola de o folosesc eu este Domnul cu tine, Doamnele cu mine.
Ai de mine cât de tare e asta. Hai să mă apuc să scriu, da, Cosmin? Deci scriu. Domnul cu tine, doamnele cu mine, da? Da. Domnul cu tine, doamnele cu mine. Așa. Vai, deci nu pot să citesc. 4 catraliarde de ani. Deci 4 catraliarde de ani. Așa am dat asta. How secure is my password? Este de la security.org. Ia, uite, vrei să-ți mai dau eu sau mai luăm mesaje de la ascultător? Acușica, asta e puțin să deschid așa. Deci cum era domnul cu tine, doamnele cu mine? Da, exact. Hai să mergem mai departe. Stai o secundică. Hai să vedem acum. Neața. Neața, băieți. Ia, de curiozitate, nu încercați parola 16 beri scrise cu litere? 16 beri? A, cu litere. 16 beri. 16 beri. Doamne, ce parole creative. 58 de minute. 58 de minute, 16 beri. Subțire, puțin. 16 beri, 58 de minute. Dar merge. Păi în 58 de minute bei 16 beri. Cum? Omul și-a făcut calculul, a zis logic. Da, domnule. Câte beri pot să beau eu într-o oră? Plus sau minus 2 minute? 16. Înțelegi? Bun. Avem așa. Hai să mai vedem. Ce ne mai scriu și ce ne mai zic ascultătorii? Vă testăm parolele. Da, avem un computer cuantic care testează parole și vă zicem în cât timp pot fi sparte. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut. O parolă inventată așa la un șpriț, să zic, da. Și pe care nu mai folosesc de foarte mult timp. Așa. E Gustavus al 14-lea, totul legat și cu litere mici. Aoleu, Gustavus al cât? 14-lea. Hai de mine, mă pune să scriu. Hai că scriu. Da, îți auzi să dăm unele mai scurte, nu? Vos al... Lasă-mă că omul vrea să știe. Ei, 10 lea. 7 catralioane de ani. Excelent, păcat că ți-ai schimbat-o. Deci unui hacker și unui calculator performant i-ar lua 7 catralioane de ani, fiindcă alea rulează în continuu combinații de cifre și de litere, știi? Asta fac, în continuu, în continuu, în continuu, random și, nu știu, fac milioane de combinații pe secundă, 7 catralioane de ani. Deci ești safe. Ce să mai... Ne întoarcem la parolele voastre imediat. Da. O să mai testez eu câteva parole. Vă mai zic, de exemplu, în China. Cele mai folosite parole în China. În China? Nu o să-ți vină să crezi. Ia. Yeah. Nu, o zic imediat. Ah, bine, hai. Revenim muzică la Radio Impuls România și canal de 2 Greci și Cernat. Suntem, vorbim un pic despre parole. Neața. Stați cu noi. Dimineața pe 2. Your hit music playlist. Impuls. Don't let it. Non-stop hits.